Salutare dragii mei prieteni și bine v-am găsit la un nou episod. Puterea este un sentiment copleșitor care în lumea pasionaților de mașini nu poate fi stăvilită decât cu și cu mai mulți cai putere. Pragul de 1000 de cai putere a fost trecut de mult, iar după salonul auto de la Geneva 2016 vorbim de peste 2100 cai putere, după care și mașinile de curse plâng. Astăzi vorbim despre cele mai puternice mașini. Haideți să începem! Chiar dacă e departe de pragul de 1000 de cai putere, cei 789 de cai putere a motorului V12 biturbo îi permit lui Pagani să ajungă în 3 secunde la 100 de km pe oră. Și să atingă o viteză de top de 350 de km pe oră. Animat de un V8 supraalimentat de 6,8 litri, noile recorduri mondiale stabilite de Evolution nu mai par atât de surprinzătoare. Ba dimpotrivă, este absolut normal ca o mașină cu astfel de cifre, numere și valori să atingă primii 96 de km pe oră după doar 2,3 secunde. Iar la 160 de km pe oră în 4,9 secunde și parcurge 400 de metri cu start de pe loc în 9,2 secunde. Mașina cântărește doar 950 de kg. Desenat de un fost inginer de la Brabham Formula 1, Bristol are sub capotă un motor de Viper supraalimentat care produce 1012 cai putere. Din păcate, mașina despre care micuțul producător britanic afirmă că poate atinge 430 de km pe oră a rămas la nivel de concept. Versiunea Super Sport a Veyron-ului, prima mașină de stradă de peste 1000 de cai putere, dezvoltă 1200 de cai putere și a fost prinsă de radar cu 434 de km pe oră pe circuit. Creșterea puterii cu 20% a fost posibilă prin schimbarea celor 4 unități turbo, cu unele mai mari și a intercoolerelor. În plus, pentru a face față masivei forțe, șasiul a fost atent reglat și s-au montat suspensii noi cu o arhitectură complexă, concepută inițial pentru modelele de curse. Nu este un Lotus Exige, chiar dacă Venom GT împrumută elemente de la modelul britanic, datele tehnice arată cu totul altfel. Motor de 1261 de cai putere, accelerație de la 0 la 100 de km pe oră în 2,7 secunde și o viteză maximă de 435 de km pe oră. Ultimate Aero XT, cu ai săi 1318 cai putere, a deținut titlul de cea mai rapidă mașină de stradă până la apariția lui Bugatti, Super Sport. Sprintul de la 0 la 100 de km pe oră se face în doar 2,65 de secunde, iar viteza maximă teoretică este de 439 de km pe oră. Numele supercarului reflectă raportul 1-1 dintre putere și greutate. Dispune de 1361 de cai putere, dezvoltați de același motor V8 de 5 litri biturbo de pe Agera și cântărește 1361 de kilograme. Mașina poate atinge 451 de km pe oră și sprintează de la 0 la 100 de km pe oră în doar 2,8 secunde.
Nu este o navă spațială, deși seamănă cu una. Este Regera. Pentru o putere identică cu cea a Sauronului de 1500 de cai putere, Regera se bazează pe o combinație hibrid între un V8 și 3 motoare electrice, o mașină făcută să domnească peste industria auto. 400 de km pe oră în mai puțin de 20 de secunde, 1500 de cai și fără cutie de viteze. Bugatti Sauron, urmașul Veyronului, lansat la Geneva în 2016, dispune de 1500 de cai putere, demn de o navă extraterestră. Hipercarul accelerează de la 0 la 100 de km pe oră în 2,5 secunde și poate depăși 460 de km pe oră, fiind cea mai rapidă mașină de stradă a momentului. Iar pe locul 1 este Arah AF 10, cea mai puternică mașină omologată pentru mersul pe stradă la ora actuală. Are 2109 cai putere, un monstru, animat de V8 de 913 cai putere și de 4 motoare electrice de câte 300 de cai putere fiecare. Dacă mi-a scăpat vreuna și nu am menționat-o în top, scrieți-mi în secțiunea de comentarii. E greu să le compar la cât de multe sunt. Unele au plusuri, altele au minusuri, așa că nu garantez că este topul chiar cel mai corect. Dar totuși, sper să vă placă și vă aștept mâine la un alt top. Salutare!